te opune unui astfel de proiect, consider că, și repet, și am proprietatea terenului, este o dovadă de responsabilitate. Mai mult decât atât, mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi vândut sau dacă aș fi venit cu propunerea ca unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint să vândă acel teren. Am spus în discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții firmei respective că nu voi vinde sau că nu sunt de acord să vând niciun activ al Consiliului Județean Dâmbovița. Cel puțin pe perioada mandatului pe care îl exercit. Am optat pentru această formulă de superficie pentru că rămânem în continuare proprietarul terenurilor și luăm această superficie pe durata existenței construcției. Nu făceam decât să trecem din proprietate publică în proprietate privată a județului Dâmbovița, nu al cuiva, a județului Dâmbovița, un teren pentru a putea demara procedurile administrative pentru dreptul de superficie. Vreau să vă spun că aceste proceduri, din momentul inițierii, până când vom avea, să spunem, un contract semnat, durează cel puțin 8 luni de zile, în cazul fericit în care nu avem contestații. Despre intențiile investitorilor, conducerea Consiliului Județean Dâmbovița dă asigurări că sunt din cele mai bune, că acest fond de investiții a mai construit și alte moluri în țară și că au venit cu un plan de afaceri foarte bun, unde apar prevăzute 1000 de locuri de muncă. Vreau să vă spun că vom avea un mol adevărat la Târgoviște. Nu o să vă devoalez decât după ce o să semnez contractul că vom avea aici mărci de renume și firme competitive. Și nu vă ascund faptul că unii dintre ei au fost prezenți în biroul președintelui Consiliului Județean Dâmbovița. Proiectul va fi din nou dezbătut într-o ședință viitoare a Consiliului Județean Dâmbovița.